S-a deschis târgul de Crăciun din Oradea, însă cred că am ajuns puțin cam devreme, așa că mult mai bine. Zic să mergem să facem un tur și să vedem ce este pe aici. Hai să facem din nou întuneric. Ați văzut cum arată de sus târgul de Crăciun, zic să mergem să degustăm ce bunătăți ne oferă. Un vin fiert este primul lucru pe care trebuie să încercăm și apoi mai vedem. Ho, ho, ho! Avem paharul de vin fiert și vreau să vă arăt împrejurimile. Aici este partea de food court, să zic așa, și găsim o grămadă de bunătăți, de la curtoșcolac, la plăcinte, la pește, la carne, la burger, la clătite, tot ce vă trece prin cap. Plăcinto. Asta e recomandarea mea number one. Și pe lângă toate lucrurile mișto pe care le puteți face, să știți că este și un patinoar, o zonă unde puteți să patinați, dacă știți. Se închiriază patine, deci tot ce trebuie să faceți să vă aduceți este voie bună și haine groase, pentru că e foarte frig. Care va fi de seară. Apropo de chestia asta, vreau să vă spun că aici, în spatele meu, va veni Radio Zoo și vor avea tot felul de chestii foarte drăguțe pentru... Va fi, de fapt, un fel de oraș al faptelor bune. Probabil ați mai auzit de chestia asta în alte orașe. Prin 15 decembrie. Sunt foarte curioasă să-mi spuneți cum este târgul de Crăciun la voi în oraș. Nu știu. Ați fost în Oradea? Dacă n-ați venit în Oradea, cred că perioada decembrie este una dintre cele mai frumoase perioade în care să veniți la târgul de Crăciun. Mai puteți să veniți și la Băile Felix. Și puteți să vă relaxați, să îmbinați relaxatul cu o excursie frumoasă într-un oraș foarte frumos din România, pe care trebuie neapărat să-l vedeți. Mergem și pe cealaltă parte să vedem ce e. Tu ce bei în seara asta? Eu conduc. Conduci? Și ce mănânci? Curtoș. De la Covasna am învățat să mănânc curtoș de calitate. Nu vom găsi de 14 metri, dar... Ne bucurăm cu ce găsim pe aici. Da. Și stați că mai voiam să vă spun ceva. Acolo, în spatele meu, este o roată uriașă și acolo puteți să mergeți să vă dați, să aveți un view frumos deasupra târgului și deasupra orașului. De ce nu? Ce servește? Clătită, normal, clătită. Da, știi ce am să fac? La toate târgurile de Crăciun și la toate street food și așa mai departe, tot timpul e coadă la clătite. Adică oriunde ai loc să stai de la clătite, tot timpul trebuie să aștepți. Ce să mi-au acum? Stela sau unde are acum? Stela. Da. Ce faci de dieta? Asta. De Crăciun nu există așa ceva. De Crăciun 2 luni înainte. Am înghețat, hai să mergem. Eu zic că este probabil cel mai frumos târg de Crăciun din România. Un singur lucru lipsește însă. Și totul e perfect. Ne vedem data viitoare.